Suntem o civilizație în copilăria ei, spune Carl Sagan. Una care crește rapid în ultimul timp. Mașinile cu care ați mers ieri nu au existat timp de 199.900 de ani, de când omul modern, Homo sapiens, și-a început această călătorie, ci doar în ultimii 100 de ani. Timp de 199.985 de ani, același om modern a cunoscut telefonul mobil, așa cum îl aveți voi în mână de acum 15 ani. Simplu spus, trăim vremuri de o accelerare incredibilă a tehnologiei. Să ne aducem aminte de epoca de piatră, apoi de epoca de bronz și a de fier, care au durat mii de ani. Oțelul a fost important în era industrială, iar siliciul, odată ce a apărut electronica, a integrat acum mai puțin de un secol. Ce va urma în această creștere accelerată? Greu de spus, dar un lucru devine clar. Pe măsură ce tehnologia devine complexă, avem nevoie de materii prime din ce în ce mai rare. Fierul și siliciul sunt din abundență pe pământ. Cobaltul, nichelul sau pământurile rare sunt, așa cum le spune și numele, mai greu de găsit. Asta nu trebuie să fie o surpriză. Sunt foarte multe produse noi pe pământ care au nevoie de materiale cu proprietăți speciale. Unele centrale eoliene, de exemplu, funcționează cu magneți permanenți. Și care dintre ei sunt cei mai puternici? Magneții cu neodimiu. Iar neodimiul este un pământ rar, care nu se găsește peste tot în lume, ci doar în câteva locații. Într-o economie mondială puternic globalizată, dar și polarizată politic, lucrurile încep să se complice. Nevoia de materii prime speciale crește odată cu economia. Apar nu numai tehnologii noi, dar și piețe emergente noi, datorită creșterii economice. Crește astfel competiția pentru aceste materii prime și, acolo unde resursele sunt limitate, vor exista și presiuni economice și politice. Uniunea Europeană a decis să acționeze activ pentru a proteja interesele țărilor care o compun, printre care se află și România. A început cu identificarea materiilor prime despre care vorbim, pe care le-a numit critice. Acestea sunt materii prime folosite în sectoare critice ale industriei, cum ar fi sectorul energiilor regenerabile, cel al industriei digitale sau industriei spațiale și militare. Pentru ca o materie primă să fie numită critică, trebuie ca diferența dintre cererea estimată și capacitatea de livrare, combinată cu dificultățile de a scala producția, să fie un risc major în viitorul apropiat. Materii prime care intră în această categorie sunt pământurile rare, neodimiu, metale din grupa platină, platină, iridiu, etc., dar și litiu, cobalt sau grafit. Aceste materiale sunt utilizate în diverse aplicații industriale, cum ar fi baterii pentru vehiculele electrice, turbine eoliene, panouri solare și produse electronice de consum. Aceste industrii se așteaptă să înregistreze o creștere semnificativă în următorii ani, ceea ce va duce la creșterea cererii pentru ele. De exemplu, până în 2030, nevoia de litiu pentru bateriile mașinilor electrice și stocarea energiei va crește de 12 ori. Și tot până în 2030, nevoia de pământuri rare, folosite în centralele eoliene și mașini electrice, va crește de 6 ori. Uniunea Europeană este dependentă de materii prime critice ce vin în unele cazuri în proporție de 90% de la o singură țară din afara Uniunii Europene. Ca răspuns la aceste provocări, Uniunea Europeană a anunțat recent o directivă care să reducă dependența de alte țări în ceea ce privește materiile prime critice. Propunerea este ca cel puțin 10% din materiile prime critice care se regăsesc în produsele sale să fie extrase de pe teritoriul său. Se mai propune ca 40% dintre materiile prime critice importate din alte țări să fie procesate în Uniunea Europeană. La final, 15% dintre ele trebuie reciclate. Ca exemplu, la nivel mondial, doar 1% din pământurile rare consumate sunt reciclate. În plus, în orice moment și pentru orice materie primă critică, nu mai mult de 65% din aceasta să provină de la o singură țară din afara Uniunii Europene. De aceea, ne putem aștepta ca în următorii ani să fie deschise pe teritoriul Uniunii Europene noi mine de extracție acestor materii prime. În plus, vor fi întărite legături cu țări din apropiere. Pe lângă aceasta, se vor căuta soluții practice acolo unde acestea sunt de găsit. Se discută intens despre construcția de baterii cu un conținut ridicat de mangan, deoarece producția mondială de mangan este de 5 ori mai mare decât cea de nichel și de 140 de ori mai mare decât cea de cobalt. În cazul grafitului natural, folosit în baterii, se ia în considerare grafitul sintetic, care se dovedește în multe cazuri un înlocuitor acceptabil. Nici producția de litiu nu pare a fi, pe termen scurt, o problemă majoră, deoarece există locații în care se pot deschide mine de litiu. Nu același lucru se poate spune despre cobalt și nichel, deoarece nichelul are nevoie de o puritate mai ridicată și la ora actuală investițiile în procesarea nichelului sunt la un nivel mai scăzut. Toate aceste schimbări nu sunt însă posibile fără noi. Trebuie să conștientizăm importanța reciclării pentru fiecare produs de care ne debarasăm la un moment dat.
În plus, trebuie să ne aducem aminte că suntem o civilizație în copilăria ei și că trebuie să folosim resursele pe care planeta ni le pune la dispoziție cu grijă. Vestea bună este că așa ceva este posibil. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!